Salutare! Suntem pe 21 mai și o să ne uităm la câteva roiulețe. M-am uitat, încercat aseară, dar a fost după o ploaie și m-au nenorocit la picioare când aveam cizme și albinele erau supărate. Băraz a venit pregătit. Bine, oricum nu cred că o să fie așa agresive că poate să iasă. Acum pot să iasă din stup. Le-am adus rame, că era unul stătea pe afară, în fine. Vedem exact ce găsim. Da. Hai să-i dăm drumul pe treabă, zic. Zic să ne pornim pe activitate. Partea bună la intervenția de aseară e că m-au înțepat vreo 4-5 la picioare și n-am avut așa mari probleme, adică mai mi-a crescut rezistența, să spun așa, la înțepături. Ultima dată când m-au înțepat 5 albine am intrat în șoc, dar anafilactic sau cum se numește. Deci da. Bine, nu prea mă deranjez, că eu oricum folosesc costum. Sper că se vede ceva. Așa. Hai să vedem și de ce avem aici. Dacă avem ceva, dacă mai trebuie. La 1 săptămâna trecută din partea cealaltă am văzut matca și mai avea niște boci și am scos direct din botca respectivă regina care a rămas și am dat-o la altă, am scos o ramă din un stup cu miere, ultima de la margine, și am dat direct regina, au omorât-o direct. Așa că dacă găsim astăzi, îi punem. Hai să vedem cum arată. Mamă, ce e aici? Partea bună e că cred că făguraș. Da. O să ai nevoie neapărat de o. E pe aici, mă, matca. Stai să ne uităm. Bine. E mărcuța pe aici. Prea pare. Punem și noi așa, bani, să vină în stup, dacă e. Pus aici. Când l-am adus două holșuruburi de astea pe margine, eu m-am mai deschis apoi. Asta e prima dată, nu știu când l-am adus pe ăsta. Ce aveți, mă, aveți matcă aici? A, nu aveți bucăți că e de ce. Așa, primul lucru. Se aude o mătcuță aici care plânge undeva. Ce plângi, mă, tată? Unde ești, mă, micuțu? Asta o să scot, că e goală. Ești pe aici? Îmi place tare când sunt familiile răușări așa mici, că sunt foarte... Bine, aseară au fost nenorocite tare. Nenorociri mari. Dar în general, așa când e vreme bună de umblat, n-ai probleme cu asta. Hai să vedem dacă găsim regina, poate găsim și o matcă să-i băgăm lor. Oricum trebuie să-ți dau cel puțin o ramă. Cel puțin o ramă trebuie să-ți dau. Da, uite, ești o butcuță.
tare. Să fim perecheat, nu? Acum nu se vede niciunul. Uităm bine, bine. Te aud, mă, te aud, dar nu știu unde ești. Ești pe aici, mă? E pe aici, pe undeva. Mă aud. O aud, dar nu o văd. Mai puțin important. Oricum, ăsta are foarte mult albin. Nu știu, doar am. Nu începe ceva pe aici? Cu activitate, cu șmecherie, cu ceva? Ești pe undeva pe aici, mai are și pe margine încă o groază de albin. Hai să spunem pe aia toram. Așa, bun. Eu să-i loc aici. Uite în asta viitor. Posibil doar ce s-a întors de la împerechet. Să nu uite să nu se uite aici cumva. Să recuperez asta. Așa. Am băgat în roi care am făcut aproximativ 40 de kilograme de miere. Pentru a proteja mai bine albina, la început îi dau direct miere. După aia mai dăm și sirop. Zahăr, dacă e necesar. Dar la început doar cu miere. Mai departe, hai să vedem.
Bun. Stai ce la următorul. Ăla se auzea o... Auzi ce s-a supărat. Ăla se auzea o mărcuță pe acolo. Unde o fi fost? Nu știu că erau destul de multe rame. Mai ne uităm la el peste o săptămână. Următoarea săptămână ar trebui să fie ok. Doar cu două. Mă scuți aici? Da. Lucru bun când vezi niște făgurași. Da, mă, da. Da. Și robeniță nu mai aș fi adăși. Aș fi adăși așa robeniță. De ce să aduci? Asta pare mai mic în populație. Pe aici? Nu. Nu te pun un scaun aici, stăpoși. Ăsta are mâncare după mare. Face el chiar mâncare după mare. Și mi-e chiar tare pe un popiț. Iar revine un fumul la mine. Pe partea cealaltă vând niște boci coapte. Par coapte, dar n-a ieșit niciuna. Lasă-mă în pace. Dacă vedem că una a ieșit, nu era altceva.
Gata, bă, gata. Asta are mâncare zdravă, bucatele. Și tine cu metri. Ne mai vedem aici. Măgăria aia, dar... Vă dau un pic așa ca să vă obișnuiți și voi cu fumul. Hai să vezi pe dacă pe ăsta nu cred că pot să deschide. Oricum parcă are și botcă sus aici. Dar pe ăsta nu-l desfaci. Parcă avea o botcă între cele două rame. Ia să nu... Facem o nefăcută. Și că mai lăsăm aici. Așa. Ăla chiar a avut super inspecții. Așa. Trecem la asta. I-am adus cu mașina de dincolo. Strâng și eu. Pregătesc cât mai bine în transport, să zic așa. Îți dau un pic de foc. Sunteți cu minți, luați niște fum de aici. Mă desfac eu șurubelul ăsta, dar nu vă sperii. Nu vă sperii prea tare, mă. Opa! Se aude ceva. Aude ceva care plânge. E urâtă tare, eram asta pe ce-am dat. A, era cu mâncare de la maci. Ai mâncare, băi.
n-ai nimic, nu. Hai, pui puțin aici. E asta, mă, care se plânge. Unde ești, mă, plângăceas? Uite, a, uite, o mătcuță. O ce neagră. Aici o mătcuță mare. Nu să vedem ce mai e pe aici. Uite, asta e, bot, copt. Dacă avem botcuță acolo, poate să o scoate. Are aripi. Are pe cei trei. Hai să vedem care mai cot. Asta pare. Ce e aici? Stai o mătuță acolo. Ce și pe margine? Ce lungă ea ție? Te-ai ascuns, făi? Auzi ce se plânge. Auzi ce se plânge, bă. Ce te plângi, mă, așa? O bătcuță, un spor, un căricai. Atenție aici, nu prăpădim bătcuță. Ce bun! Am făcut rost de o botcuță. Avem una bucată botcuță aici. Oh. Mamă, ăsta i-am băgat. Foarte. Și astea șuruburi de-astea. Am zis, nu, cumva, la asta chiar am făcut rabat de șurub. Am vrut să nu evadeze. Uite ce se plânge. Ce te plângi, mă, ce te plângi? Asta e un pic mai mare. Ce te plângi, mă? Ia stai tu aici. Stai pe bișora, mă. Hai să vedem un pic dacă faci ceva. Nu-mi dau seama, mătuțul care plânge. Înseamnă dacă e ăsta sau vicin. Ia-mi să plânge. Aici. Aici. Aici mătuț.
că nu pare. Nu pare bine, în schimb. Și aici e nectar, nu știu. Sunt niște nectarele. Bravo ține. Albinuță nou născută. Ce bine asta pe unul. Stai, nu vă... În general nu prea-mi plac lucrurile migăloase, dar aeroiurile astea chiar îmi place super tare. Bine, să faci roi și înmulțirea familiilor ar trebui să fie pentru fiecare cea mai ușoară parte din apicultură, adică în țara asta e concurență și de mare parte de apicultură. Foarte mulți apicultori foarte buni. Și na, cel puțin atâta lucru ar trebui fiecare să facă. Nu stai mai. Uite acolo, roade. Vreți, mă? Asta are două măci, copte, copte. Așa, ia să vedem noi. Să ne uităm întâi. Asta urmează să iasă, să lăsăm să uită ea drumul. Să ne uităm la următoare. Sunt tare curios, pentru că am văzut că chiar dacă iese mătcuța, albinele protejează bocile. Tare curios dacă le roade după ce vine de la împerechere. Normal așa fi, logic. Da. Ca să aibă o șansă sporit, cazul în care aia moare. Să pun ceva cu ea. Nu pare nicio mătcuță. Bine că are hrană. E bine să faci tipul culesului. Pentru că și aduce hrană și aduce. Aud o mătcuță. A, uite, uite aici. Uite aici sus. Aici sus e o mătcuță. Aha, te-am văzut cu metre. S-a primit ca audio. Atunci punem așa. Punem așa. Luăm așa. Am zis eu că se auzea ceva. Luăm așa, că ăsta avea două boci aici. Trebuie să iasă. Ne o luăm. Stai așa. Asta e ușor. Ai foarte multă arpină. Ce mai iese? Sper că n-am o cușcă de aia. Era bună o cușcă de aia acum. Stai așa că am văzut că ai regine. Era cu aripi, era cu tot ce trebuie. Fii bun.
E aici. Mișcă. Nu știu ce asta. Ia. Asta e aici direct. Uite, uite cum vrea să fugă. Nu fugi, mă. Stai așa, păcuț. Stai așa. Punem asta aici. Așa. Tu ești bine, bine, tu mi-ai zis că trebuie să fac două săptămâni. Avem, avem botuțe la greu. Mai facem chiar un, un roi. Cât avem. Ia să vedem. Ăsta știu sigur că n-are. Sunt 100% sigur că ăsta n-are. Sunt tare curios cum o să se comporte când îi dau o regie. Mai faci un experiment. Deci, dau o mână de albine. Cum am instalat o ramă de asta, plină, e plină asta. Plină, plină cu mâncare. Adică plin. Partea de sus aici. Și aici plin. O mână de albine. Era mai multă, dar s-a bătut, s-a, și-a făcut ea combinat aici. Așa. Acum luăm o botcuță de asta. Asta i-a dat drumul ăsta de aici. Într-o degeaba, de aici aici. Dar nu-mi poate de aici. Hai să vedem cum se comportă. Ia. Ia să vedem. Ce se întâmplă? Asta plânge. Cât de plânge. Ia. O omor, mă? Da? Pare că e de coacă, pare bucuros. Uite, vrea să-mi zic, ajut. Stai mă așa. Ajut-i, da. E? E? Nu stai, ajut-i. Hop. Hați, a intrat acolo, bă. Ia vezi. Ia vezi, bă, o mor și pe asta. Acum, practic, atunci nu era orfanizat când l-am făcut, ci doar aveam o buc, vreau să văd ce se întâmplă. Dar acum a devenit orfanizat. S-ar putea să orice. Vom urmări. Mai avem una bucată botcuță aici. Mergem mai departe. Ia mișcă pe aici. Stai mă că dacă vedem ceva ca lumea, îți dăm ție drum. Ăsta, m-am uitat la el aseară. Era bine. Ăsta era... era deja împerecheat. Și acum avem asta. Hai să vedem. Stai mă aici. Hai să vedem asta. Să vedem
ăsta. Ăsta parcă era ăla care nu mai avea loc. Ăsta s-a ducit, nu mai știu exact. De afară, un pumn de albine. Da, asta era sigur. Asta. Mamă, ce aici. În vedere că... Eu zic că ăsta e deja pe treabă. E deja pe treaba lui asta. Asta îmi zice mie. Că trebuie să-l desparte. Așa, bun. Nu am văzut. Ce înseamnă să nu mai fie prostia cu... cum îi zice, distanțierul vieții, o să scoți și eu distanțez. Aici e miere. Aici, aici, aici e miere. Păi miere, mai ține miere, n-a? Nu pare a fi măscuță. Ce mult ai împerechiat încă om? M-am înșelat eu? Hai să vedem dacă te-a putut un pic de asta. Ce te ține acolo unde altă? Pe aici văd că ușor, ușor s-a apucat de ea. Ceea ce întotdeauna e un semn bun. Ia să vedem. Nu e liniștită. Stai mă, așa să văd și eu pe aici, prin ouăle astea. Nu mai așa. Parcă ar avea niște ouă pe aici. Nu-mi dau seama.
Parcă aici ar avea niște ouă căcă, niște ceva. Parcă se vede ceva pe fund. Cred că a început să construiască și e activuț așa? Asta mai. O să-i aduc cu niște sirop să vedem dacă vedem. Și construiască rama asta. Că n-am cum să iau. Așa. Băgăm pe asta la mea. Asta cu mâncări. Și pe aici, un? Foarte calm acum. Păi aseară, mamă, după ploaia aia, pf, a zis că mă omor. Se vede și pe partea asta altă. Ce se arată. Să vedem ce se arată aici. Sunt cam aici, ai ceva zbătut, nu? Tu nu știu dacă nu știu ce? N-aș fi. Oricum, faptul că deasupra a făcut crescăturile astea de ceară, în general, e un semn bun. Dar o să-i fac eu testul cu... Aici nu. Asta teoretic aș putea să iau. Care mi-e puțină făpăcită. Arată cam așa. Dacă are mire în cuib, o iau pe asta, că am nevoie de ea. Așa că nevoie de ea. Tine. Hai să vedem și pe asta ce face. Ce te duce mintea, bă, cum e? Bă, că ai tras un pic de asta. Pe partea asta la fel. Uite, mă, pe deasupra. Cred că mă, acolo îți găsit. Așa. Am văzut matea. Prin perichea, mă. Ce se întâmplă, mă, aici? Cine mă lasă lăsă? Ce cuta matea pe deasupra? Nu-l lăsă, mă.
E aici. Mătuțe aici, dar nu păreau și având două. Dacă o să fie un video lung, eu mai o să mai fac. Pa!